Bună, dragile mele și dragii mei! Sunt la tur de 3 zile împreună cu Silvia. Vlad a plecat înapoi la București și ne-a lăsat pe noi aici cu familia mea. Încerc să filmez cât de mult pot, să vă arăt lucruri drăguțe care se întâmplă pe aici, însă, din nefericire, bunica mea este foarte, foarte bolnavă. Știu că timpul nu merge înapoi pentru nimeni, dar este foarte dureros să vezi pe cineva aflat în suferință, mai ales când este o persoană așa de apropiată. Bunica mea este practic ca o mamă pentru mine și, nu știu, mi-e tare greu în perioada asta să o văd așa. Nu vreau să vă întristez și pe voi. Știu că YouTube-ul de obicei este un loc în care se întâmplă lucruri plăcute, însă, având în vedere că m-ați urmărit până acum, uite și pe Silviu, ca mami, filmez și eu 2 minute. Da, vrei să spui salut? Da, ce vreau să zic apropo de bunica mea este că mi-e așa o persoană apropiată și mi-e tare, tare, tare greu să o văd așa. Mi-e o milă și nu avea ce face. Nu vreau să vă amărăsc și pe voi, de fapt asta ziceam. Însă conținutul vlogului meu este extrem de autentic și tot ce mi se întâmplă vreau să vă arăt. Așa că nu o să îmi popoțenez realitatea în niciun fel. Astăzi bunica mea s-a simțit ceva mai bine, așa că mi-a revenit și mie un pic energia pozitivă. Și vreau să vă arăt ultimele mele cumpărături, mici cumpărături. Și de asemenea să vă arăt și pe pisica Silvestra, pisica mamei mele, de care Silvia este îndrăgostită, însă Silvestra nu prea o bagă în seamă pe Silvia, este tare frică de ea. Aceasta este pisica Silvestra. După cum vedeți, are o față de bandit. Nu-i prea prietenoasă. Și este extrem de speriată de Silvia. Uite cum își mirește pupilele când o aude. Silvia încearcă să-mi prindă aparatul. Și apropo de Silvestra, trebuie să pară ceva super simpatic. Tocmai a făcut fratele meu o baie. Și cada era caldă. Iar ea, mititica, merge și se încălzește în cadă. Ce vreau să vă arăt că mi-am cumpărat. Este acest set de croitorie de la Lidl. Nu știu cum în ultimul timp a apucat frenezia handmade-ului, deși n-am făcut încă nimic, dar mă gândesc cu grămadă la asta. Și acum cât sunt la tur, dar vreau să rog pe mama mea să mă învețe cum să cos la mașină. Că am și eu o mașină acasă, cumpărată, second hand, pe care n-am folosit-o încă. De asemenea, mi-am mai cumpărat de la Cacharel acest parfum Eden, în varianta de 30 de mililitri. Nu știu dacă știți acest parfum, dar este un parfum clasic, zic eu. Cutiuța e la Silvia, o să vă arăt imediat, se joacă cu ea. Am comandat de pe strobrinet.com, da. Mi-e place tare mult cum miroase, miroase așa foarte sintetic, drept, nu are o aromă la naturel, dar este unul dintre preferatele mele. De fapt, de ce mi-a plăcut? Pentru că am avut o copie acestui parfum cumpărat în liceu, pe care încă o tot păstrez și tot m-am mai dat cu ea. Cred că să-mi cumpăr și eu parfumul original. Dar în varianta de 30 de mililitri, pentru că miroase extrem de tare și puternic și mult. Și pitica noastră a început să stea în picioare, se ridică singură și are și stabilitate. Azi mâine pornește la drum. I-am cumpărat Silviei niște șosete antiderapante de la Kaufland. Am fost azi cu mama și cu mătușa mea, Ileana. Și au în vârf câte un șoricel care și sună. Și bineînțeles că Silvia vrea să le mănânce. Asta? Hai, mama, hai! Ha. Bravo, fetița ha. Lui mama! Ha. Mai îmbăm un pic! Da, da! Așa, așa! Cu șosetele tale antiderapante. Dar cum făceam cu copiii mei când eram miți, dar erau... Și eu eram și puteam, uite așa, să mergem. Uite așa, uite așa. Uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, unu tu, unu eu, unu tu, unu eu. Vreți să vă arăt o pisică sub acoperire? Cine are năsucul acolo? Cine are năsucul acolo ascuns așa? Cine are năsucul acolo? Ia, drăguțești! Acesta e pătuțul Silviei, pe care noi l-am adus în sufragerie ca să stea cu noi, să nu se mai târie pe jos. Și acum, chiar după ce m-am spălat pe față și m-a dus să mă bag în pat, am găsit-o pe pisică în patul ei.
Eu am venit până la Cluj cu fratele meu Vlad și cu mătușa mea Ileana și pe Silvia am lăsat-o jos la un loc de joacă și vreau să vă arăt și vă. Este teribilă, îi se aude vocea în continuu. Silvia! 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 Ce faci acolo? Te joci? Te joci? Nu-l poți prinde. Nu poți prinde, că tu mergi mai încet ca el. Îl strigi, mami, îl strigi pe Bobby. Micu merge în patru labe după el. Îți place? Bobby, nu te vezi scăpina. Că puți. Să uită Silvia la tine, de ce strigi la el. Uite cum se duce după el. Am o veste foarte proastă, care m-a afectat teribil. Bunica mea a murit. Bunica mea, care era ca o mamă pentru mine. Aș putea spune că chiar a murit una dintre mamele mele. Acum m-am întors de la priveghi și am stat cu Silvia și vreau să stau mai mult, dar nu mai avea răbdare Silvia. Măcar am apucat să ascultăm puțin slujba și sunt foarte grele momentele în care te despărți de cineva foarte drag. Dar viața merge înainte și, cum zic vorbele astea înțelepte din bătrâni, o generație la alteia, bunica mea pe care tot Silvia o chema. Mami, lasă-mă să vorbesc. Nu uitați ce face. E în gură cu o ojă. Da, cam asta am vrut să spun. Sunt așa foarte supărată, nici nu am mai filmat pentru YouTube nimica. Dar cred că o să trec și peste asta și oricum amintirile care rămân sunt neprețuite. Am făcut așa o femeie deosebită și pe care am iubit-o așa de mult. Tocmai m-am întors de la înmormântarea bunicii mele. Așa cumva parcă astăzi m-am mai împăcat cu gândul că nu mai e printre noi, dar parcă tot nu vine să cred că nu mai e, nu știu. Foarte greu așa cred că să te așezi de persoană că ți-a fost foarte, foarte apropiată. Dar măcar știu că a plecat și ea împăcată pentru că a cunoscut-o pe Silvia și s-a bucurat că m-am așezat și eu la casa mea și că suntem o familie cât de cât fericită în general. Și în orice caz iau și-o căștut căsnicie frumoasă cu bunicul meu și fiicele ei, mama și sora ei, Ileana, o iubeau foarte mult. S-a terminat era.